Doamnelor și domnilor, suntem la Portret de Fermier în județul Arad împreună cu domnul Dimitrie Muscă. Cred că nu mai e nevoie de nicio prezentare suplimentară. Nu cred că există un fermier să nu-l cunoască pe domnul Dimitrie Muscă. E brand pentru agricultura românească și pentru zona dânsului, pentru arealul ăsta de aici, de la Curtici și nu numai. Domnul președinte, mulțumesc că m-ați primit la dumneavoastră în fermă într-o zi în care utilajele sunt în câmp. Dumneavoastră sunteți aproape de lucrătorii dumneavoastră ca de fiecare dată și urmăriți ceea ce se întâmplă. Dacă tot ne-am oprit aici, haideți să le spunem celor de acasă ce lucrări faceți în momentul ăsta. Da, chiar dacă astăzi este 16 martie, este o dată calendaristică în care cu ani în urmă eram în birouri și nu puteam să intrăm și să facem nimic în câmp. E, la ora actuală pot să vă spun că iată, facem a doua lucrare pentru pregătitul terenului. Deci am făcut o primă lucrare în februarie, având în vedere că în februarie precipitațiile au fost aproape inexistente, 5-6 litri pe metru pătrat, am putut să intrăm pentru că am simțit nevoia să întrerupem capilaritatea solului, fenomenul de a pierde apa prin evaporare, de a ceda apa din pământ în natură. Și am făcut acest lucru, iar acum, pentru că timpul este atât de frumos și când ne permite timpul, avem și astăzi de la 15 la 18 grade în aer și nu avem decât să facem fertilizarea, care, așa cum vedeți, deja avem jumătate din suprafață cu fertilizarea făcută și cu a doua lucrare, terenul în urma combinatoarelor acestora care le vedem în lucru, rămâne pregătit, bun de semănat. Sigur că așteptăm, dar este semănatul porumbului. Probabil că dacă timpul merge tot așa, o să semănăm mai repede, o să semănăm probabil în sfârșit de martie, să vedem de ce va fi, dar vă dați seama, ca să avem o comparație, la ora actuală caisul este nu numai înflorit, a trecut de stadiu de înflorire, este polenizat, este format fructul acolo și prunul a început să înflorească din plin, piersicul și așa mai departe. E o vreme anormală totuși. E o vreme anormală, e o vreme anormală, nu că ne place, îi spun realitatea zilei, pentru că avem toate șansele, am pățit ani la rând când în speță caisul și piersicul au înghețat, rezistă până la 3 grade minus, am mai ținut și dacă am mai obținut ceva, a fost cu foc noaptea, cu fumuri și ca să combatem înghețurile din aprilie. De obicei, în aprilie am avut înghețuri. Acum, sigur că un minus 3 grade este la limită, un minus 3 grade dacă ar veni aici unde băgăm porumbul la 8 cm adâncime, nu-l afectează ca și pe un cais care are fructul deja în floare și la suprafața pământului. Am exploatat vremea zilei, adică nu puteam să stăm, a trebuit să pregătim și sigur că avem dotare puternică, lucrăm ceea ce vedeți acum la pregătitul terenului, lucrăm cu 7 tractoare de 500 de cai putere, facem în fiecare zi peste 300 de hectare de pregătit teren, fertilizat și pregătit pentru a doua lucrare, în așteptarea însămânțării porumbului. O fac și pe considerentul că, deși aspectul cu buruienile este destul de redus la noi, dar de la lucrarea aceasta, da, azi 16 martie, și până când porumbul răsare și are 4, 5, 6 frunze adevărate și până când vin cu erbicidarea la porumb, are timp să răsară toată buruiana, încât atunci când fac erbicidarea și pentru monocotile donate și pentru dicotile donate, să am spectrul de burieni ieșit afară și să le combat, să am o reușită 100% la buruieni, la combaterea buruienilor, să nu împărțim apa cu buruienile și cu apropo plantele. De apă, câtă apă ați avut aici în zonă? Domnul Ghine, am avut pe anul 2023, am avut 625 de litri.
Astăzi, de la 1 ianuarie și până la această dată, avem 80 de litri. Fenomenul a fost bun pe ianuarie, foarte prost pe februarie. Am avut în februarie doar 6 litri. Total, acum avem 80 de litri. La noapte iar este dată o ploaie. Sperăm să și vină și să ne dea Dumnezeu să țină cu agricultura. Cu agricultura și cu țara, pentru că e nevoie mare de și de aceste aspecte ale naturii, să ținem vechile datini. Mi-a spus că nu credeți în no-till. Haideți să le spunem și oamenilor de ce nu credeți în tehnologia asta no-till. Știu că se practică. Am încercat și eu și am lăsat. Adică nu vorbesc numai de dragul de a vorbi sau de a mă contrazice cu cineva. Am lăsat scarificat în toamnă, fără arătură. Primăvara s-a lucrat mult mai greu terenul. La utilajele care eu le am, îmi permit orice. După o cultură de porumb, în medie, dacă avem un pic de ploi, facem 10, 11, 12 tone lejer, 12 tone de babi de la porumb. Avem ca masă verde, avem 50-60 de tone, ca și pe ăsta avem 10-12 tone de coceni de porumb. Aceea îi toacă combina când recoltează boabele și rămân la suprafața pământului. Și ori putrezi ei cândva. Eu, pe fenomenul de îngrășăminte, sigur că îngrășămintele sunt consumate de plante care vin, dar ajută și la descompunerea resturilor vegetale. Toată masa aia vegetativă care rămâne, o încorporez la 32 de centimetri, cam asta este adâncimea de lucru, de arătură la mine. La 32 de centimetri este perfect. Uitați-vă dumneavoastră aici în teren, nu vedem resturi vegetale, pentru că resturile vegetale sunt pe toată suprafața de stratul de arabil pe care lucrăm. Nu vedem. El se descompune foarte, foarte repede. Îmi ține aportul de humus, de indice de azot. 1. 2. Resturile vegetale care le încorporăm, prin lucrările care le fac și incorporarea acestor resturi vegetative, îmi face și structură și textură la sol. Se lucrează foarte ușor, se lucrează bine. De aceea, la producțiile care le fac, îmi permit să fac și arătura. O arătură după scarificare, atenție, pentru că tot ce înseamnă cereale de toamnă și rapiță, recoltat, după recoltat vine obligatoriu scarificat. Dar vreau să-mi spuneți altceva. Dacă erați în zona aceea care nu are apă, recurgeați la aceeași tehnologie? Dacă erați în Dobrogea, în Moldova, mă rog, unde sunt precipitații puține, ce tehnologie aplicați? Aș putea să vă spun, nu mă interesează, că n-am fost, nu sunt și sunt aici. Nu, da. Acum vorbim cu specialistul Dimitrie Muscă. Orice lucrare în condiții de secetă, pământul arată, asemănați-l cu un burete, plin de capilaritate. Această capilaritate, mai ales dacă nu avem umiditate relativă în atmosferă, se face reglarea schimbului de umiditate. Se trage apa din și umiditatea din pământ se duce în aer pentru a se echilibra. Deci trebuie întreruptă capilaritatea sub orice formă. Acum, e adevărat ce se spune și ați văzut că era o măsură luată de la nivel de Bruxelles, de unitate europeană, de comunitate europeană, să nu mai facem arăturile în mijlocul verii decât în toamnă. Este un lucru, în mijlocul verii, când căldurile sunt foarte mari, pe stratul acela care îl arde 32 de centimetri, umiditatea se duce în aer. Eu n-am făcut probleme, eu scarific. După ce asta scarificăm, pregătim pentru roată și așa mai departe, iar cu arăturile pot să vin în toamnă, pentru că la gama de utilaje, la gama de tractoare și de mașini de care dispunem, nu avem probleme să facem. Uitați, aceste tractoare de 500 de cai putere
domnul Unghinea, am avut situație când au lucrat băieții până seara la 9, de dimineața până seara la 9 și am făcut 37 de hectare de plug cu un plug, cu un tractor, cu un lom. Sau am făcut 37-40 de hectare de scarificat. Deci sunt utilaje, am mers pe dotare, pe utilaje super performante, utilaje de putere mare și ne putem permite cum vrem noi să ne jucăm. Ama că revin la ceea ce spuneți acolo, când nu este apă, nu este apă. N-ai ce face, când nu este apă, nu este apă. Te asta. Deci vedeți ce vă spuneam. Gândindu-mă tot la lipsa de apă, tot la minusul de apă, mă apuc să seamăn porumbul în martie. Prind umiditate, sigur, acum avem umiditate în teren, îl duc mai aproape și așa mai departe, pe când se instalează seceta, să fie terminat de polenizat, să fie știuletele aruncate și așa mai departe. Este un lucru bun. Este și frica, oare nu vine un îngheț în aprilie. De obicei am avut. Sigur că primul lucru dimineața când deschid calculatorul la birou, mă uit la vreme și la bursa de cereale. Și de acolo încep celelalte discuții. Bun, celelalte discuții le vom purta într-o altă parcelă, acolo unde aveți grâu. Vom merge să vedem cum arată atât grâu, dar și rapița, pentru că, într-adevăr, nu exagerează cu nimic domnul Dimitrie Muscă. Sunt culturi de excepție în momentul ăsta și o să se convingă telespectatorii cum arată aceste culturi pe 16 martie aici, la Curtici, la Arad. Domnul Muscă, văd că arată mai mult decât bine rapița asta, ca și dimensiune, ca și densitate, din punctul meu de vedere ca nespecialist. Dumneavoastră, cum o evaluați? În primul rând, este anormal ca și timp să avem în 16 martie atât de bună cultura și atât de împlină vegetația. Adică, uitați-vă ce am pus aici, sunt 50 de centimetri, o frunză care nu întindem până aici. Și nu numai că ea a crescut, a implicat, pentru că o iarnă fără temperaturi, fără minusuri, ne creează probleme privind atacurile și prezența insectelor și a bolilor în cultură. N-a mai înghețat nimic, n-a mai fost distrus și avariat nimic de către temperaturile de minus din timpul iernii. Cultura este deosebit de frumoasă, deosebit de frumoasă la această dată și sigur că promite enorm de mult. Așa cum am spus, nu vreau să par lipsit de modestie, 4.000 de chile pe hectare este o producție pentru mine, este mică în condiții zile în care facem de la 4.500 la 5.000 în fiecare an, dar asta este anul. Spun asta numai 4.000 pentru că nu am densitatea cât trebuiește. Este prima dată de când eu cultiv rapiță și a trebuit la atacul de Ceutorhynchus să fac două tratamente. Am făcut un tratament la 18 grade, 17-18 grade am avut când au ieșit în capcane Ceutorhynchus-ul, l-am prins din plin și totuși a mai ieșit rezervă, nu știu să-mi dau seama încă, a mai fost rezervă sau au venit din alte părți, dar pe capcanele care le instalăm aici am găsit încă 10 exemplare de Ceutorhynchus și a trebuit să intervin a doua oară, bineînțeles, că vrând nevrând, dacă am făcut al doilea tratament la Ceutorhynchus, am făcut și al doilea tratament la preventiv pentru boli foliare. Dacă ne uităm, domnul Ghinea, tot ce vreți dumneavoastră nu are nicio plantă. Astea sunt plantele care au căzut și care sunt îmbătrânite și care dispar iarna. Nu găsim nicio pată de sclerotinia, de foma, de absolut nimic. Este foarte, foarte curată. Este un lucru care trebuie să ții cultura curată, pentru că mai ales sclerotinia și asta îți afectează și îți dismăiește foarte mult producția. Am făcut toate. Le-am prins la momentul optim. Uitați-vă aici, nu se vede cu camera, am tija florală, aici sunt la 20 de centimetri tija florală și cu inflorescența de aici. Iată cât de frumoasă este inflorescența de aici. Deci, o cultură foarte reușită.
N-am avut aceleași condiții în toamnă pentru că mie îmi place să fac densitate, chiar dacă inclusiv deținătorii de hibrid și de soi spune că merge și cu 25 de plante pe metru pătrat, că ramifică mai mult. E adevărat, ramifică mai mult și îți te apropii de producție, doar că după părerea mea, ultimele ramificații, apare un decalaj între primele ramificații și ultimele ca timp de coacere, de ajunge la maturitate și atunci trebuie să aștept să nu intri cu combinarea recoltat până când și ultimele ramificații ajung la maturitate de plină. Rapița este sensibilă la păstrare, trebuie să ai un maxim 9% de umiditate, altfel o pierzi și niciodată nu știi să-ți poți permite să o ții mai mult pentru vânzare până când apar preț, să prindem cele mai bune prețuri. Este o bună premergătoare, este o plantă pe care în mod normal, dacă vrei, o vinzi prima și ai primii bani încasați din anul acesta, în afară cum avem, noi avem zootehnia, nu e o problemă, dar din vegetale sunt primii bani care vin. Va avea și preț? Am primit futures la nivel de 1,93. Nu am vrut să fac, de obicei nu s-a adeptul futures-ului. Știu eu, să vedem. Au fost situații când futures-ul a fost mai mare decât prețul de la recoltare. Am avut asemenea lucruri, asta este acum, știți cum e, 100% chiar nu ți ies riscul toate cum vrei. Riscul este. Dar, de exemplu, cum avem acum, eu din datorită fenomenului Ucraina, încă mai am 10.000 de tone de porumb în stoc pentru vânzare. Înduc viața liniștită, nu am probleme să nu pot să lucrez, dar ce înseamnă primul ban? Pentru că cu primul ban deja eu vreau să antamez automat când se termină aprilie de însămânțat și cu campania de primăvară să-mi iau îngrășămintele pentru toamnă. Nu aștept până la toamnă pentru că la rapiță trebuie să ai îngrășămintele din iulie-august când ai terminat de cultat, începi să gândești la cultura următoare de rapiță. Asta mai comportă încă una sau două tratamente. Vine melighetesul, da. Un alt insect care este destul de păguboasă pentru că se instalează în organele genitale, în organele florale. Și asta, cu asta trăiește, mănâncă floarea. El până acum erau mai grupate, acum fenomenul acesta de minus iarnă le-a amestecat că nu mai avem tranșant. Epoca așa, epoca aia altă, epoca aia altă. Este un dute vino, un perpetuum mobile. Dar trebuie să facem. Din păcate, trebuie să spunem cu tărie, clar, facem mai multe tratamente. Că ne place, că nu ne place, că se discuta la nivel de Uniunea Europeană să reducem tratamentele, nu putem să reducem tratamentele. Vă dați seama, când am avut 90 de ceutorincus într-o campcană, dacă nu faci tratamente, ăla după 3 zile se copulează și depune ponta. Unde? În această tijă florală. Exact aici își depune ponta și aia se umple de larve. S-a oprit din creștere la stadiul acesta, dacă nu-i făceam tratamentul, se oprește din stadiul acesta, se umple, larvele sunt așa de mari, de un centimetru, ai compromis cultura. Pierzi cel puțin jumătate din producție. Mai dă ceva ramificații și îți faci 1500 de kg la hectar. Eu cu 1500, 2000, 2500 de kg la hectar nu lucrez. Pentru că la ora actuală, dacă nu echilibrez bine, bine, bine raportul între venituri și cheltuieli, poți să ajungi să vorbești singur. Și atunci suntem cu ea. Deci noi o urmărim. Avem capcane, avem tot ce vreți și o urmărim. Un tratament foarte serios este cu Pictor Boscalid. Acela este un tratament bun, care îl facem și mai pentru ceutorincu și restul mai vedem că mai apar. N-avem ce face. În condițiile în care vin albinarii, trebuie să avem mare grijă să nu distrugem familiile de albine, pentru că este o conviețuire perfectă și am oameni care vin din mijlocul țării,
ani și ani de zile. Am la nivel de, cum avem noi curtici olari, 1400 de hectare, ori două familii, sunt cel puțin cam 3000 de familii de albine, an de an. Sunt aceeași... Anul ăsta vor veni mai devreme, înțeleg. Da, obligatorie. Aveam probleme cu ei că nu le vine să creadă. Domnule, dacă vă spune că asta este situația în vestul țării, trebuie să dai, am anunțat din timp, pregătiți-vă că ba n-au ITP-ul, ba nu știu ce nu au la mașinile făcute. Atunci trebuie să facă, dar le convine și lor, și ei câștigă, și noi câștigăm, toată lumea câștigă. E o afacere bună între albinari și cultivatorii de rapiță. Bun, haideți să mergem să vedem și grâul, pentru că și el arată spectaculos și sunt convins că cei de acasă vor rămâne impresionați. Domnul Muscă, grâul ăsta arată foarte bine pentru vremea asta și pentru data la care noi discutăm. E clar că ați făcut tot ceea ce a ținut de dumneavoastră. Am folosit soiul de grâu Annapurna. L-am folosit de câțiva ani de zile, îl folosesc. M-a dus aici pentru că am avut, în urmă cu 2 ani, am avut o parcelă de 112 hectare în care am obținut 9743 de kilograme de grâu pe hectar. Adică n-a fost un lot experimental de 2-3 hectare făcut și gâdălet cu mâna toată ziua, ci o cultură pe o parcelă normală. Sigur că atunci, pe total unitate, am făcut 9000 de kg la hectar. Deci asta este soiul. Domnul Ghinea, când l-am dat, toți mi-au spus, face multă producție, dar nu face... Calitatea de panificație nu este atât de bună. Așa cum v-am spus și repet, am făcut 14,2 proteine, am făcut 28-32 până la 34 glutenul. Hectolitrica a fost unde n-a fost scăzut, a fost 82, unde a fost scăzut, a scăzut greutatea hectolitrică, mi-a scăzut la 76, 77. De aia acum am luat măsuri cu două repetiții a retardantului de creștere, pentru că la 150 de kg de azot pe hectar nu mai pot să vin și să spun nu dau și retardant de creștere. Trebuie să-i dau retardantul de creștere care îngroașe țesuturile libero-lemnoase, care îl face să nu-mi cadă, să nu se culce. Mai ales că în anul care a trecut s-a și culcat într-o perioadă destul de avansată, adică imediat după ce a fost făcută polenizarea, paiul puțin s-a îndoit, s-a obturat și alimentarea a fost făcută mai anemic și s-a dus la o greutate hectolitrică foarte mai mică. În alte condiții, grâul se vindea cu 1 leu și 20 de bani. Acel grâu cu 82 hectolitrică și cu... 14,2 proteină. Sunt situații, se face și caută. Sunt mori care caută și la noi în țară și în afară. Sunt mori care caută asemenea calități la grâu. Și se poate vinde într-adevăr acest lucru. Bun, trebuie să le spunem oamenilor că acum trebuie să fie și prețul mulțumitor. În clipa de față el este unul care lasă de dorit. Da, dumneavoastră valorificați foarte mult în partea zootehnică. Da, într-adevăr, eu am vândut 12.000 de tone de grâu, dar încă 12.000 poate le folosesc în fermele de vaci și de poși, pentru că bagă grâu, ors și porumb furajul de bază. Plus, după aceea, aminoacizi și șroturi pentru proteină și așa mai departe. Dacă eu produc grâu cu 14%, anul ăsta încerc ceva să mă depășesc pe mine și mai mult, acel grâu care îl bag procentual în rațiile animalelor și vine cu proteină mai multă, cumpăr mai puține șroturi. Deci am prețul de cost la furaj mai mic decât în condiții normale. Și este avantajul unității, de aceea vă spuneam, avem un profit substanțial și în anul acesta, ca în fiecare an până la urmă. Despre ce e vorba ca și profit, dacă ne puteți spune? Ne apropiem de 10 milioane pe combinatul curtici. Lei sau euro? Lei. Lei. Lei pe, dar, domnul Ghinea, am mai făcut, cum vă spuneam, am cumpărat tractoare, am cumpărat încă de 1.700.000 de euro, am făcut investiții pe parcursul anului 2023 din producție. Deci nu din credite bancare, nu din împrumuturi și pentru anul acesta am făcut programări, vreau să fac încă la olari, vreau să fac
două silozuri și un uscător, vreau să punem peste tot, vreau să punem fotovoltaicele, schimb FNC-ul de la unul dintre complexele de porci, deci tot timpul suntem în asta, dar îi facem din asta. Eu nu vă mint, am ajuns la finalul emisiunii, mulțumesc pentru prezență, pentru participare, să ne vedem sănătoși și să ne vedem cu bine.